programului de guvernare. Am avut o discuție privitoare la structura cabinetului, privitoare la posibil candidați de miniștri și, de asemenea, am avut o discuție referitoare la diferite aspecte care țin de urgența situației în care se găsește România. Din punctul meu de vedere, a fost o discuție pozitivă, o discuție în care ne-am înțeles pe foarte multe puncte, atât în ceea ce privește elemente ale politicii fiscale, cât și în ceea ce privește poziția față de anumite articole din Ordonanța 114, cât și în ceea ce privește alte elemente ale programului de guvernare. Evident, conform procedurii, UDMR trebuie să ia decizia în cadrul organismelor statutare, lucru care se va întâmpla în cursul săptămânii viitoare. A rămas să mai avem o întâlnire după ce ei dezbat și iau decizia. A cerut domnul președinte UDMR în nume mai clare cine va fi sau a pus condiții în anumite domenii liberali? Nu, nu, sub nicio formă. Că știți nu, că mai fost... nu, au fost normal niște întrebări de bun simț privind anumite domenii cărora Uniunea Democrată a Maghiarilor din România le acordă o atenție specială. De asemenea, am avut discuții privitoare la necesitatea unei rectificări bugetare, pentru că este clar că foarte multe instituții și autorități locale nu pot să încheie anul în condițiile actualelor reglementări în domeniul bugetar. Evident, am avut o discuție privitor la structura unui viitor buget în care împărtășim puncte de vedere similare, să existe o pondere mai mare acordată investițiilor, de asemenea o pondere mai mare acordată educației. Nu în ultimul rând am discutat despre posibilitatea de a utiliza fonduri europene, în special din cadrul programului POIM, și de a cere acordul Comisiei Europene ca sumele pe care este clar că nu avem capacitatea de a le absorbi să poată să fie utilizate pentru programul operațional regional în cadrul unor investiții care sunt derulate de autoritățile locale. A fost o discuție foarte serioasă, la obiect, o discuție legate de foarte multe elemente ale programului de guvernare în câteva domenii importante și, din punctul meu de vedere, după această discuție, sunt optimist în privința deciziei UDMR. Problema primarilor în două tururi. Ați ajuns la un consens? Că se pare că acolo... N-am ajuns la un consens. Aici le-am spus că nu putem să ne modificăm punctul de vedere. Partidul Național Liberal a înaintat un proiect de lege privind alegerea primarilor în două tururi pe care nu poate să renunțe la susținerea acestui proiect de lege. Sigur că în privința ordonanțelor de urgență, aici am spus foarte clar că Partidul Național Liberal este împotriva emiterii de ordonanțe de urgență atunci când nu există situații de urgență și când nu există temei constituțional. Noi suntem adepții adoptării actelor normative în dezbatere parlamentară și cu consultarea publică a cetățenilor. Care UDMR reușit să treceți această lege privind alegerea primarilor în două tururi de discuții prin Parlament? Asta vom vedea. Vom vedea. Care sunt ministerele de care au fost interesați cei de la UDMR? Atâta timp cât președintele UDMR nu v-a spus, nu o să vă spun nici eu. Dar orice întrebare privitor la potențial candidați pe orice portofel în care a existat interes, noi i-am furnizat... Deci ați consultat cu dânsul lista de posibili miniștri, mai clar. Da, da. Și nu există nicio obiecție din partea UDMR față de niciun nume existent pe acea listă? Nu a existat o obiecție serioasă față de vreunul dintre candidați. Câțu ar putea să fie ministrul al finanțelor, dacă tot a fost prezent și la discuție? Nu voi face public numele decât în momentul în care vom finaliza negocierile, vom ști foarte clar care este structura politică a guvernului și după ce vom decide candidații Partidului Național Liberal în forurile statutare. Veți păstra reprezentanții UDMR care există deja la nivelul, să spunem, la nivelul 2-3 în atomele? În general, au funcții dobândite de ani buni, atât la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, din câte știu eu, din Agenția Națională a Funcționarilor Publice, au oameni care
Sunt acolo mai mult bazat pe profesionalism și mai puțin pe baza unor înțelegeri politice. Cert e că n-am purtat niciun fel de discuție legată de numiri în funcții care să reprezinte o condiție a susținerii. Noul guvern poate veni cu un buget până pe 15 sau 16 decembrie, așa cum a cerut UDMR? Cu cât se investește mai repede guvernul, cu atât guvernul va avea capacitatea de a prezenta mai repede Parlamentului proiectul legii bugetului de stat și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Considerați că aceste solicitări ale UDMR pot fi incluse în programul de guvernare, inclusiv 6% pentru educație? Sigur, alocarea procentului.